Să vă mulțumim pentru vizionare!
Din ceruri, un cal
zdrom din ceruri, zdrom din ceruri. Poate acelea le-au luat-o, unde ea le-au aruncat-o. Zdrom din ceruri, zdrom din ceruri. Dacă Iosif și Maria săvârșim călătoria, când în loc să obosească, bună dimineața, și pe fiul ei să nască, bună dimineața, la un loc cu frunza deasă, jos pe pajiște se lasă, locul frunza-și tremura. Bună dimineața! Măicuța zarena mea, bună dimineața! Ia clopilor să fii, de mine am furisit, frunza toasă n-ai păstare. Bună dimineața! Cât de unic ai de mare, bună dimineața! Supărată Maica Sfântă, naștirea ta, Hristoase Dumnezeul nostru, răsărita în lume, lumina cunoștinței, că de la stea s-au învățat să se închine ție, soarelui dreptății, și să te cunoască pe tine, răsăritul cel de sus, Doamne, slavă ție! Precai de la răsărit, cu steaua au călătorit și-au mers după cum cedim până la Ierusalim. Acolo când au ajuns, steaua lor li s-a ascuns și-a început a căuta prin oraș-a întreba unde s-a născut, zicând, un crai mare de curând. Iar Irod împărat, auzind s-a tulburat, pe crai gravnic i-a chemat și în taină i-a întrebat unde s-a născut, zicând, un crai mare de curând. Craii dacă au plecat, steaua iar s-a arătat. Cu toții s-au închinat ca la un mare împărat. Precum le-a fost și lor zis, îngerul noaptea învis. Aho, aho, frugar român, cu bontiță și tărsân, și ne tragem din străbun. Dați-vă lângă perdere, ascultați vorbele mele, dați-vă lângă fereastră, că am venit la dumneavoastră, să ascultați urarea noastră. Sârgă măi și clopoței, porniți frugul măi, prefect, și strângați cu frăzii tăi. Recunosc cei din vorbite,
ar putea să-și vadă ramul, se cera de grâu să seamnul. Și era mai plin, mai des, pomul spicelor peșesc. Voi de anunțeam formântul, pași cu tremurau pământul. Și cu lupii s-au la oi, așa tăpărau pe noi. Hai de mici, hai de mai mari, când de tuși, când de tăsari. Mai plăuit din mici, măi, din tinici și zurcălei, și țigari cu tău de hăi. Să trăiești și propoției, în pădrața mai plăcăi!
Iar alături păcărele, să cinstim și noi cu ele, să vă fie masa plină de belșug și de lumină. Iar la anul când venim, mai voioși să vă găsim. Popuri, popuri, populere, la mulți ani cu violere. Popuri, popuri, populare, la mulți ani cu sănătate. Și spunem din zurgălăi, ori strugul mai preferi. Ansamblului folclori crezește, dacă ne permite să spunem frumos an trăiască cu prilejul sărbătorilor de Crăciun și anul nou. Da? Mult an trăiască, mult an trăiască, mult an trăiască, mult an trăiască, mult an, mult an, mult an, mult an, mult an. La mulți ani cu sănătate, viața plină de bucate. La ureche zurcălăi, ia-mi amenați, măi, flăcăi! Aho, mâine anul se noiește, flugușorul se pornește și începe a ura pe la casa colinda. Iarna-i grea, o mătui mare, se nebune anuare, se nebune de belșug pentru graza de supluc. Ia-mi amenați, măi! Vasile Sfântul mi-a luat căciula vântul și venind după căciulă să vă trag și o urătură. Aho, aho, stimați vecini, și ați venit să ne ascultați ca în fiecare an, când noi vă urăm la geam. Trebuie bine lăsați și în jur vă adunați. Stați-vă lângă perdele și ascultați vorbele mele. Anul care se încheie a fost vânt cu doar cu perele. La vânat, precum se știe, va fi multă bucurie, căci în ulpea noastră mică un imperiu se ridică. Numele lui e Chevron, cu politici anti-om. Vor ca să ne otrăvească și ei să se îmbogățească. Vor să scoată gaze de șist ca regimul comunist. Nu contează ce vrem noi, suntem sluci, iar ei ciocoi. Alții soarta ne decid cum trăim sau cum murim. De-aia vrem cu plugușorul să strângem roase poporul, să fim toți un singur glas, că atât ne-a mai rămas. Să ne facem auziți, la necaz să fim uniți, să nu mai fim umiliți de profitorii parveniți. Iar celor din Parlament, noi le cerem insistent, să ne lase cum suntem, săraci și cu ce avem. Mânați, măi! Opriți plugul un moment, că am ajuns la Parlament, unde aleșii visează, uneori chiar că lucrează. Și pun legile în balanță, apoi pleacă în vacanță. Că săracii surmenați, ușor, ușurel mânați, din somn să nu-i deranjați. Că prin cap, poate le tună, alte piruri să ne pună. După ce noi le-am dat votul, vor să, ca să ne ieie totul. Iarna-i grea, reforma-i dură, n-avem bani pentru căldură, dar dumnealor nu le pasă. Căci la hotel sau acasă au de toate, au cu carul, pe când noi avem amarul.
roată plugul urători și fiți mai prevăzători, când în urnă puneți votul, căci aleșii ne iau totul. Ca lor să le fie bine, nu mai știu nici de rușine. Fură voturi, fură bani de vreo 20 de ani și votează pentru ei salarii de mii de lei. Iar românul din nevoi nu mai știe cum să iasă, când acestea îl apasă. Roată mare, dragii mei, și sunați din Zurgălăi, roată în jurul meu cu toții, poate o să ne audă hoții, cocoțați în vârf de scări, care zilnic ne pun dări. Și cu dări de adunate, ei își construiesc palate. Asta nici că se mai poate. Pocniți picere, măi, toate, ca strămoșii noștri poate. Răsucindu-se în mormânt, ne vor trimite un cuvânt. Să ne deșteptăm cu toții și să terminăm cu hoții. Mânați, măi! Iar la domnii pensionari le dorim pensii mai mari, ca la domnii parlamentari, care dorm, citesc și ziare, ziua în amiaza mare. La dezbateri furtunoase se bat pensionari numoase. Iar medii pensionari mănâncă carne de trei ori, de Crăciun, de anul nou, ori la Paștele cailor. Iar pensionarii pe la sate au călcâile crăpate, amărut, bătut de vânt, și-o rămas fără pământ. O rămas săranul, frate, cu pădurile tăiate și fac focul în odaie, iarna cu pocet de paie. Le dorim să aibă bani ca să-și cumpere grăsari, să facă și ei cârnați, cum fac oamenii bogați. În pot să aibă slănină, în veci vin și descovină, să aibă legume, poame, ca să nu moară de foame. Noi am vrea ca noul an să-i vedem pe pensionari că trăiesc așa cum vor, fiecare cu tractor, cu televizor color, cu combină pe ogor, cu grâu și cu secară, cu 30 de euro la scară. La ureche Zurgălăi, ia mai mult la scară! Am hăit și am tot hăit, la guvern ne-am plocănit, dar nimic nu am primit. Pensiile au rămas mizere, alții au făcut avere. Dar sunt și pensionari care au pensii mai mari, au luat-o rău la vale, bătându-și legi personale. Și îi trag pe toți în piept de banii de la buget. Tradiția e milenară, de urat noaptea pe afară, de la daci, de la romani, la cumpăna dintre ani, de la bădica Traian, ce nu era vaporean. An de an urăm mereu ce e bine și ce e rău. An de an am suferit pentru ceea ce ne-am dorit. Să intrăm în Europa cu fapta și nu cu vorba. La prețuri aliniate, venituri neadecvate. Pensiile sunt cât un șpriț consumat la Golden Bridge. Prețurile la benzină, 3% din benzină. Căldura cu noiul liftul nu le acoperi cu venitul. Dacă te îmbolnăvești și nu ai bani să plătești, ai nici șanse să trăiești. Încă o dată, băi plăcăi, ca să scăpați de nevoi. Mâine-ați, băi! Plug băurenii că se arată gotoșenii și drumul e opositor, președinte, jucător. Ne-am dorit și l-am ales, am ales până am cules. Dintre toți chiar pe acel ce ne joacă cum vrea el. Joacă țara la ruletă, pe flacăra violetă. A vândat o altă toană, cea cu roșia montană. Vrând să se adeverească, vorba noastră strămoșească. Munții noștri au o poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Hai acum întreaga groată, să mai tragem în coroată, să se audă în palat tot ce avem noi de urat. Să trăiți bine, a zis dumnealui când a promis, pentru hoți câte o ceapă, vorbelei nici cât o ceapă, deferată azi nu fac. Trageți plugul peste haturi, să cultivăm zarzafaturi, fiindcă cele din Olanda au primit la loc comanda. De la unul supărat, precum băgarul pe sat, supărat pe ziariști, pe dascăl și polițiști, pe medici și rezerviști, pe tărani și analiști, oameni mici și oameni mari, pe tărani și pensionari, supărat pe întreaga țară, o face azi de ocară, de popor fiindu-i silă, mai puțin de camarilă, pe care o răsplătește așa după cum poftește. La ureche Zurgălăi, hai mai mânați, băi, plăcăi! Și acum, la sfârșit de an, să vă urăm la mulți ani,
președintelui Mihai, șef peste pensionar, care a fost din anterior și un mare procuror. De când președinte, frate, CR-ul e pe roate. Totul este la vedere, au camere supraveghere. Totul e modernizat, ca la Gigi la palat. Când vine pensionarul să decarteze cu banul, se uită verde sloganul, stați la rând, nu vă împulziți și, și fiți voi băieți cu minți. Bagă mâna în buzunar și adresează-te de la geam. Angajații frățioare sunt de o mândrie mare. Este unul frățioare, Corneluș cu burtă mare. Dacă vezi pe la intrare, toate oasele se moaie. Îndrumă pensionarii, iar ceilalți le iau banii. La ureche surcă lăi, ia vă îndemnați plăcări și trăcați prin mulți voi. Roata plugul, dragii mei, și sunați din, din clopoței să se audă în munți și în văi. Din Carpați în țărmul mării, o urare strămoșească pentru stripta românească. Mult noroc și sănătate, masa plină de bucate, pensii nerecalculate, salarii neînghețate. Dar de asta aveți parte, fiindcă-s baremii de toate. Ia mai mânați, băi, flăcăi! Ei, de urat am mai urat, dar ne frică cum sera de la casa dumneata. La anul și la mulți ani! Oameni dragi și buni români, vă spun câteva slove din străbuni. Ascultați vorbele mele, că nu-s date cu vopsele. Îs vorbe limpezi, curate, despre fapte însemnate ale unor oameni harnici, care nu-s nici când slugarnici, dar sunt robii oarelor în folosul oamenilor. Despre ei vreau să vorbesc, chiar pe toți să-i pomenesc, fiindcă de la mic la mare toți fac casa asta tare. Ea ne este călăuza, pentru unii e chiar muza, și-o numim Elena Cuza, care a fost o mare doamnă, pentru România dăruire înseamnă. Să urăm pentru salariați, mai modești, mai talentați, să ne punem la urechi flori, la călcâie pocnitori. Hai să stârnim zurgălăii, ca să strige toți flăcăii, mânați, băi! E un fel de minister, funcția de consilier. Mâna dreapta lui, a lui președintelui, Mircea Fitcal îi se zice, niciodată nu se te zice. Te duce ades cu gluma, dar tot el rămâne spuma. Vorba lui e o țin minte, de e slab să stai cu minte. Prostul dacă nu-i fudul, înseamnă că nu-i prost destul. Dar cunoaște meserie și pentru cel care nu știe. Domnul Filip Stelian e un bărbat de tip urban, cu părul spre argintiu, umblă ca argintul viu. E un consilier perspicace care face și desface, dă soluții minunate, că are și autoritate. Iar domnul Râncu Adrian, cu aliură de veteran, cu mers de fultan, cu zâmbe de parmezan, mustață de pădurean, sub privire de partizan, împarte porunci și sfaturi la cei mari, dar și la aleaturi. Lângă ei, doamna Veruța strălucește ca steluța. Are realizări frumoase, de-aia îi spun Madame Tănase. Și pentru că par boieri să-i hăim pe consilieri, punându-ne în plete flori, așa ca de sărbători, zurgălăi și clopoței, pentru consilieri, mânați, băi! Ne urăm și pe cenzorițe,
că-s ca două garofițe, liniștite și tăcute, țin steagul sus pe redute și nu-s cu gândul la prime. Așa-i doamna Virginia Iftime, dar și domnița Maria Munteanu, că surori bune cu elanul, le dorim sănătate, masă plină cu bucate, familii fericite și bucurii feruite. Ia sunați din tălângi să se audă peste bănci, mânați băi, plecă-i băi! Ne oprim la contabilitate, serviciu masiv de activitate. Când intrăm cu toată stima, ne întâmpină domnul Dima, tip amabil și cu minte, de nici nu ai cuvinte. Știe să conducă bine, fiindcă-s toți ca niște albine. Cine la acte le știe rostul? Claudia Comărescu. Lângă, acceptând tutela, stă pregătindu-și tabela doamna Cosma Daniela. Madame Bolgar Cătălina e harnică precum albina, iar doamna Burghela Mihaela nu prea umblă trela lela. Uite-o pe Munteanu Luminița, e un model strângărița. O armată de economiste muncesc ca niște atomiste. Mariana Neagu e o frumoasă, Paola Tudorașcu parcă-i ministreasă. Domnul Șiberescu Fiorel face tandem cu Necula Ionel. Domnița Rengu Georgeta e puternică precum la tenis racheta. Amabilă ca și Smuc Mihaela când lucrează cu clientela. Doamna Chituță Frosica nu e prietenă cu frica. La fel ca Dumitrașcu Edit, ce nu știe de expresia lenevit. Domnița Hustu Mariana, dreaptă, înaltă, caliana, își bade doar de servici și nici când n-ai ce să-i zici. Doamna Iftimie Emanuela, parcă-i personaj din novela în care toți oamenii trudesc pentru împlinirea visului omenesc. Director economic e Hristu Vlad Andrei, parcă s-ar lupta numai cu smei, și iese mereu învingător ca să slujească săracii din popor. Pentru toți economiștii să pocnim vârful biciustii, să sunăm din surgălăi, cu toții să strigăm băi plăcăi! Să-i urăm pe casieri, nu-s doar doi cum era ieri, sunt acum chiar destui, numai de n-ar face pui. Doamna Șiberescu și Tincuța, ageră ca vrăbiuța, urmărește permanent munca din compartiment. Bine mai colaborează cu toți cu care lucrează. Cu Livia Pavel și Ioan Stoian, ea harnică, el tehnician, capră și cu cărăbăți, n-au dat-o nici când prin băț. Clisu, Helciu și Gavrilă au prestație stabilă. Pentru cei din caserie, tare plăcut mi-ar fi mie dacă i-am gura grămadă, fiindcă toți îs de corvoadă. Zurgălăi și clopoței, roata băi, plăcăi băi! Ținem și la sănătate, că e mai bună decât toate. De aceea mulțumim doctorilor și tămăduitorilor, doctoriței Irina Cojocaru, că știe carte cu carul, doctorul Lucian Cojocaru, că descoperă în oameni calvarul, doctor Carmen Romanescu și doctor Șerban Maria aduc în case bucuria pentru cei care frumosul înseamnă să-ți înțelegi rostul. Doamna Rășcanu Carmen e asistenta model, merită să-i put un degețel. Iar Teodora Tudorița, cu paia neica gurița,
te aduce la viață când cu masaj te învață. Mâna ei ține-o ardomnul, îți alungă chiar și somnul. Medicina românească are șanse să rănească. Pentru medici, băi plăcăi, mai strigați odată, hai și sunați din zurgălei. La fel de mari, care își spun funcționari, și pe ei îi urăm, un pahar de vin le dăm. Doamna Ciobică Paraschiva, dintre toate, ea e diva. Chiar Postaca Mihaela și Petra Virginica bat la mașină cât-i ziulica. Pe acolo e și Sorin Bocan, alături de Filip Marian. Iar doamna Fitcal Silvia de la Economat seamănă cu Mihai Lenuța la administrat. Iată și pe Corina Mihailă, ea revizuiește fără milă, că dacă vine Adriana Răpan, aruncă cu toți până în tavan. Dacă intre la Economat naturist, nu ești niciodată de acolo trist. Dorești un suc de ridiche, ți-l oferă Daniela Potârnică. Pentru aceștia și alții mulți, o urare ai să asculți, să aibă casa acasă, să le fie masa masă, zurgălăi și clopoței, mânați, băi, plecăi, băi! Domnule președinte, vă dorim viață frumoasă, ca să aveți grijă de noi, să aveți doar flori pe masă și să vă amintiți de noi. E o urare fierbinte pentru domnul președinte. Îl cheamă Nicolae, ca pe Sfântul Bun Tatare. Îi mai zice și Mihai, țină-l domnul dacă n-ai. Casa asta de ajutor are parte de spor, fiindcă toți salariații buni, educați ca de străbuni, însă au un președinte pe care o să-l țină minte, bun la suflet, dar sever, de-l asculți, e un jumăier. Însă te ferească neamul dacă nu-ți faci tot programul. Te vrei iubit, iubește. Vrei onorul? Da, muncește. Casa asta nu-i azil, nu încape cel debil. Președintele-ți cere să ai comportări severe. Dacă e cunoscut în lume, el i-a dat un bun renume. Noi de aceea îl respectăm și tot binele îl vrem. Să aibă bune amici tot anul, satisfacții cu toptanul, familia să-i fie fericită, viața i-o dorim împlinită. Ce areul să-i fie fapta, consilierii să-i fie dreapta, cenzorii să-i fie în față, ca soarele în dimineață. Toți salariații de acum să facă un front comun pentru ca instituția noastră ca un pom să înflorească. Iar la anul vom veni, președinte-l vom găsi, că unui Mihai Nicolae, câștigător de războaie, războaie în timp de pace, pline numai de noroace. Să-l urăm pe președinte. De acum tot înainte să faceți din casa noastră o floare mare în glasră, să-i mulțumiți pe necăjiți și bine să-i ocrotiți. La anul de să venim, bucuros să vă găsim, să ne dați mere și nuci, să ne spuneți vorbe dulci. Acum, ce vrem să ne dați? Pâine caldă și cărnați, și o bucată de slănină de aici până la fântână. Fântâna de la primărie, ca să aveți și o bucurie. Câte țigle pe casă, atâția bani pe masă. Câte pene pe cucoș, atâția ani frumoși. Am ura și-am tot ura, dar ne e cum în seara. Până acasă avem de trecut prin centru, ne temem să nu ne ia curentul. Curentul de pe-a căcaina, care mărește bărlatului faina.
Dar poate ne oproșim pe aici, că am auzit că aveți și solici. Bocuri, bocuri, bocurate, la mulți ani cu sănătate. Iar pe cineva de-am uitat, vă rog ca să fiu iertat. Își foarte obosit și nici măcar n-am prânzit. Sunt gălăi și clopoței, la ureca stângă cercei, la cea dreaptă prevenei. Și dacă aveți vreo trei oale, umpleți-le cu sarmale, că-i lung drumul și ne rucinește plugul. Pentru președinte, băi, urați, băi, plecăi! Opriți plugul, băi, plecăi, băi, la anul și la mulți ani! Mulțumim!